Rata anuală a inflației a ajuns în iunie la 7,93% pe fondul scumpirii produselor alimentare cu 9,81%, a celor nealimentare cu 7,74% și a creșterii tarifelor la servicii cu 4,76%, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Vesta bună este că față de luna precedentă, în iunie, prețurile de consum au scăzut, în condițiile în care morfurile alimentare s-au ieftinit cu 1,3%, cele nealimentare s-au scumpit cu 0,2%, iar tarifele la servicii au crescut cu 0,7%. Chiar dacă nu atât de des cât ne-am dori, mai primim vești că alimentele se ieftinesc. Potrivit statisticienilor, în luna iunie am plătit mai puțin pentru mai multe produse alimentare. La alimente, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în cea de-a de lună din 2011 la fructe proaspete, 2,19% și 0,50%. Unii târgoviștani spun că nici măcar nu au observat aceste ieftiniri despre care vorbesc statisticienii. Cât de descumpărați eu legume, fructe proaspete? În fiecare zi, dacă îmi trebuie, nu trebuie să mănânci. Din ăia care e grămâim și facem cum se poate. Ne rezumăm la ce avem. Dar nu trăim nici prost, dar nici rău. Nici rău, nici bine. Cum si cum să? La produsele nealimentare cele mai ample scumpiri s-au înregistrat la autoturism și piesă de schimb cu 0,75% și la combustibil cu 0,66%. La servicii cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la transportul aerian. În schimb, scăderi de prețuri s-au remarcat la legume și conserve de legume, cartofi și medicamente. Alte legume și conserve de legume cu 1,73%. Analiștii spun că urmează încă două luni cu prețuri în scădere la fructe și legume.